fiind și executivul Consiliului Local, primăriei Ploiești, au demarat deja repararea unor parcuri care au ajuns într-o stare de degradare destul de avansată și chiar înlocuirea de la 0 la cel puțin 26 de locuri de joacă. Notatea la aceste locuri de joacă constă în faptul că se va adăuga câte o pergolă pentru a putea bunicii sau părinții, când supravegheze copiii la locul de joacă, să poată să stea și la umbră. Ne gândim ca pe viitor apropiat să reușim să punem și acele cișmele cu apă sau mai pompe cu apă, ca să avem în parcuri și apă.